De ce ești aici, în primul rând? Pentru că el este liber și nu ar trebui să fie liberat. Mi se pare normal să fie la pușcărie. Pe timpul procesului ar trebui să fie reținut. Adică totuși a omorât 5 oameni și el încă este liber. Asta nu mi se pare corect și pentru asta am ieșit. El ar trebui să fie la pușcărie unde are locul lui. Ar trebui să se ceară singur pentru treaba care a făcut-o. Judecătorul, procurorii, legile din România care ar trebui un pic schimbate totuși. Chiar am postat pe Facebook o femeie bătrână care era pe bancă. I s-a dat amendă pentru că vindea o legătură de mărar. Dar omul ăsta, ea vrea să-și facă și ea un ban, pensiile sunt foarte mici. Și el care a omorât 5 oameni nu se face absolut nimic pentru el. Deci o să-l fie în libertate, o să-i se dea 7 ani, face 2 ani, iese pe bună purtare pentru 5 oameni omorâți. Mie mi s-ar părea corect să se dea câte 5 ani pentru fiecare. Adică ei nu suferă cum suferim noi pentru pierderea care o avem, cel puțin eu, mama mea, care e sufletul meu și o iubesc ca pe ochii din cap. Și azi nu mai am, nu făceam un pas fără să știe ea. Astăzi nu mai am cui să-i spun, îi scriu în continuare pe Facebook, aștept să-mi răspundă, nu mi se răspunde. Ar trebui pedepsit.